Bună seara, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nod, nord, în fecioară. Etalare pentru decembrie 2023, dragii mei! Dragii mei, nu, dacă m-ați fi filmat în timp ce amestecam cărțile, ați fi văzut că nu am pregătit eu mesajele. Nu am pregătit. Clarificatorii pentru viitor, o să vedeți când îi folosesc. Ia uitați ce mi-arată. Băi, deci nu se poate, nu se poate. O să luați de la zero cu cineva. O să exprimați emoțiile, sentimentele pe care le simțiți. Poate vă cere scuze sau poate ei își cer scuze, variază de la om la om, pentru că nu sunt doar fecioare aici, zodia fecioare, sunt și persoane cu lună, cu ascendent, cu Venus. Da. Ideea este că după acea comunicare va fi mare bucurie. Vă veți lua în brațe, vă veți ține strâns și vă veți bucura unul de celălalt. Măi, și cartea asta atât de puternică. Am ascultat ieri? Nu, alaltă ieri. Niște videoclipuri despre alchimie, mai să-mi fac timp. Nu știu dacă reușesc anul ăsta, dar la începutul anului viitor sigur vă vorbesc. Cartea asta e atât de puternică, cum nu vă închipuiți. Da, o să vă întâlniți cu sufletul vostru pereche, cu un prieten, prietenă foarte dragă, cu cineva foarte, foarte drag și o să vă bucurați rău de tot. Acușica, în timp ce amestecam și mesajele de la înger, dragii mei, s-ar putea să lase și cu vreo declarație de dragoste. A venit 20, înseamnă renaștere în tarot. Judecată și renaștere. Veți gândi bine, vă veți întoarce. Unii dintre voi vă întoarceți inima către lumină. Alții, persoanele cu care aveți de-a face, se întorc către lumină. Depinde unde sunteți, da? Nu uitați că întotdeauna etalare pot să fie și în oglindă, și în reverse. Și nu vorbesc doar pentru cei cu soare în zodia fecioare, ci și cu alte aspecte. Așadar, pentru unii se nimerește, pentru alții nu. Dacă nu se potrivește, ascultați în altă parte sau altă planetă. Dar, măi, se lasă frumos cu declarație de dragoste. Oricum ar fi, declarație sau nedeclarație, orice ați fi, fecioare sau nefecioare. Măi, spuneți-vă mai des că vă iubiți, dar în sensul acela autentic, sincer, nu să vă uitați în oglindă să ziceți, mamă, ce mișto arăt, nu, a, ce frumos, frumoasă ești, nu. Nu că ce bine arăți, ce frumoasă ești, te iubesc așa că arăți mișto și că ai bani în bancă, nu. Să vă iubiți sincer și cu defecte și cu calități și să încercați să fiți întotdeauna mai buni și în zbor către varianta voastră cea mai bună. Wow, ce frumos! Acușica, dacă voi declarați cuiva chestia asta, este minunat să nu uitați că întotdeauna aceste cuvinte sunt cele mai puternice. Dacă veți auzi, este și mai și că e fain să declar, dar e și mai fain să auzi, într-adevăr. Dar, hai să vedem. Nu știu, eu după etalarea pentru rac și leu, între cele două mi-a fost rău, în fine, mi-am revenit, am făcut etalare pentru leu, au fost destul de grele etalările. Acum am venit în fața voastră, spălată, parfumată, cremuită, mi-am schimbat și hainele, tot. Energie, pe lângă faptul că oricum după fiecare etalare curăț energetic, acum chiar a fost nevoie să mă curăț mult mai intens. Așadar, mesajele care vin ar trebui să fie în afara oricăror alte influențe din zodiile anterioare. Ia ca trei de monede, am tras cu ochiul. Colaborați, creștere, creștere, alegeți creștere. Creștere spirituală și financiară, colaborări frumoase. Dar hai să vedem. Mai am început frumos, să sperăm că așa va fi. Să sperăm că așa va fi. Acum sunt niște nori, în dragoste poate. Șase înseamnă dragoste. Sunt niște nori, dar o să treceți. Oho, chiar probleme în justiție, chiar lecții karmice, dar hai să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară, măi. Decembrie 2022. Situația generală. Vin sărbătorile de iarnă, dragii mei. Vin sărbătorile de iarnă. Situația generală. Upsa! Ups! Oh, a, ce drăguț că a venit invers. A mai venit chestia asta la urmă. Ce zodia a fost? Tot așa am început cu 23, nu mi-a plăcut. Dar la voi a venit invers. E fain. Vă eliberează cei care vă mănâncă sporul, măi. Dacă ați fost într-un triunghi amoros, veți fi doar voi doi. Voi doi cu persoana iubită, mă, nu cu persoana pe care o suportați, o acceptați, care vă mănâncă banii, timpul, energia și nervii. Nu, 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 nu.
Nu. E fain că a venit invers. Îmi place cartea asta când vine invers, dar mai vreau o carte. O, ce frumos, 33! Mai. Deci 5, 23 înseamnă 5. 5 înseamnă schimbare. Sunt conflicte, dar e și schimbare. Faptul că a venit invers, mergeți înspre 6. Poate să meargă ori înspre 4, ori înspre 6. Frumos, frumos. Wow, manifestați unul! Dragile mele, poate vine cavalerul pe cal alb sau eu știu cu ce mașină albă și vă, nu știu, vă fură, vă declară, vă invită undeva. 6, alt 6. Dacă au fost nori pe cerul dragostei, în curând, la un moment dat, în această perioadă, în acest spațiu temporal, în acest timeline, veți manifesta echilibru dragoste. Ce frumos, ce frumos. Și sunt două chei. Două chei. Și nu mai sunt separate, vor fi împreună. Ce frumos. Dar mai dăm o carte. Vă rog frumos. Încă o carte pentru fecioare și feciori. Hai. Da, frumos. Trebuia să las așa. Ah, ce frumos și mai frumos. Soare în suflet. Ce mă bucur pentru voi. Ce mă bucur. Văzuserăm 3. Apare 3 și aici. Da, mai, dar ați văzut, măi, ce înseamnă 3? Am zis 5 în jos. Merge ori către 4, ori către 6. A apărut și 4. Dar varianta aia frumoasă, nu a împăratului, a echilibrului interior 3 și cu 1. 3 înseamnă construcție. Ce zisei mai devreme. Vă construiți, manifestați abundență, stabilitate în voi înșivă. Nu prin bani, nu prin alte chestii, case, mașini și alte chestii necesare, dar care nu vă creează stabilitate interioară, care nu vă dau bucuria aia de a trăi. Da, e un moment fain când îți cumperi mașină, apartament, chestii, chestii, hăinuțe, la, 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 la. Dar soarele interior, cu sau fără mașină? Da. Soare în suflet, ce frumos! E totuși o energie feminină aici, care își găsește stabilitatea. Bănuiesc, simt, că trebuie să vă conectați la intuiția voastră, la latura voastră feminină, ca să echilibrați masculin, bărbați, femei, nu contează ce ați fi. Trei înseamnă abundență, înseamnă comunicare și unu înseamnă comunicare și trei înseamnă comunicare. Posibil că amândoi comunicați. Amândoi, pentru că veți fi la un adui de cupe. Vai, îmi place. 14. Aha, vă vindecați de niște personaje viclene. Ah, ce drăguț, da, ia uite. Persoane viclene versus persoane sincere și echilibrate. La mijloc este un... interesant că și la... a apărut parcă și la Leu, nu mai știu la altă zodie, dar Leu am făcut până acum. Un bărbat care se maturizează, 2 și cu 8 înseamnă 1, iar 1 pe care l-am văzut mai devreme dat în urmă, pe cavalerul alb. Băi, nu știu, vă luați cal pe cavaler, pe calul alb, pardon, cavalerul pe cal alb. Cineva se maturizează de la cavaler, ajunge la bărbat. Eu maturizare, da? Poate vă luați cal, nu știu. Normal că nu vă luați cal, nu știu, bicicletă, toretă, mașină. Poate să fie albă pentru unii, nu obligatoriu. Dar albă sau nealbă. Da, depășiți grijile, stresul și vă echilibrați, vă vindecați. Aș spune că alegeți să vă vindecați de oamenii care sunt prefăcuți și care vă mănâncă sporul, cum zisei mai devreme, și alegeți echilibru. Dar asta vine... Echilibru în cuplu vine cu echilibru interior. Să nu uitați, asta never ever. Dacă voi nu sunteți echilibrați, greu să atrageți și oameni echilibrați. Hai să vedem energia voastră. Mă, a trebuit să fie fain. În sfârșit, shock. O energie masculină distorsionată sau o energie, energie feminină distorsionată. Însă, cred că se schimbă. 3 și cu 6. No, lucrurile se schimbă. Apare o schimbare. 5 invers. Schimbare. Nu știu cât de transformare. Transformarea e mult mai intensă. Schimbarea sunt... Mai multe schimbări duc la transformare în timp, da? La renaștere, dar... Schimbarea e o etapă. Uite că și eu mi-am schimbat. Am zis, am făcut și duș, m-am dat cu parfum, cremă, haine, noi. Sunt multe. Parcă sunt prea multe.
Spre mult. Hai una, o singură energie. Dar am văzut frumusețe. Energia fecioarilor și feciorilor. Upsa. A, ce drăguț, și asta îmi place că a venit invers. Red Fox, extraordinar. Red Fox. Probabil că unii... Ia uite și aici, este un personaj, un șaten deschis spre roșcat. Dar, trecând peste asta, nu obligatoriu. Dau mesaje diverse. Cui mi place să asculte în altă parte. Dacă anumite situații și anumite personaje vă obișnuiți să vă învățați să fiți secretoși, strategici, vicleni, să nu arătați adevăratele voastre motive, am zis că vă vindecați, 14 înseamnă vindecare în tarot, vă vindecați de asemenea personaje și începe să manifestați, 2 și cu 8, 1, repet, manifestați echilibru, dragoste, 33, număr maestru. Nu e orice, adică 6, nu e doar 6, 33. Cu alte cuvinte, voi în echilibru atrageți oameni în echilibru, un număr simetric. Vă eliberați, bravo, felicitări, Doamne ajută, da? Dați măștile jos, renunțați la strategii, la șmecherii, la chestii de genul ăsta. Dacă nu voi, deși știu și fecioare care, pentru că e Mercur, varianta, să zic, neevoluată. Dacă nu voi, persoanele cu care aveți de-a face, dar mai dăm o cărțulie. Ah, dar ce frumos, mergeți către autenticitate, 17, numărul stelei. 7 și cu 1, 8, am zis, mai multe schimbări duc la transformare. Vă înfruntați unii dintre voi demonii. Poate înfruntați și demoniatora, dar nu problem. Dacă aveți curaj, dacă aveți soare în suflet, who cares? Cui mai pasă că lupul ăsta mârie? Dacă știți să vă priviți dușmanul în ochi, o puneți cu botul pe labe. Autenticitate. Interesant, poate pentru unii aveți ca și totem, sper că nu vulpea, sper că aveți lupul. Lupul este alfa. Deveniți conducătorii vieții voastre în momentul în care vă înfruntați demonii, variantele voastre negative. Wow, șacal Anubis, trus. A zis, în această înfruntare foarte dramatică în voi înșivă, nu cred că e cu cineva, cred că este lucrare personală. 44, alt număr simetric, extrem de puternic. Înseamnă 8. Ce zisei mai devreme? Mai multe cinciuri, mai multe schimbări duc către 8. Și avem aici 2 și cu 8. Manifesta transformare. Măi, despre Anubis aș vorbi o săptămână. Este în misterele egiptene, dar nu, că este prezent la toate ciclurile de transformare, la toate etapele de transformare. Este ceva... Eu am o relație foarte bună cu Anubis. De când eram profesor de desen, de pictură. Da, poate că ar trebui să studiați un pic cultura egipteană. Cultura, măi, cultura, nu mâncarea, nu, cultura. Nu știu cum se mănâncă în Egipt, dar cultura este spectaculoasă, de o profunzime. Ia uite, 1 și cu 8, am văzut mai devreme 1 și cu 8, dați în urmă, era câinele. Dar 1 și cu 8, iar transformare emoțională de la rechini, ape, tulbure, emoții și energii negative la emoții și energii pozitive. Una e rechinul, alta este delfinul. Dar știți că sunt... Delfinul este dușmanul rechinului? N-ați fi zis, nu? Ia uite, vă eliberați! Felicitări! Asta e cam sexuală, dar vedem dacă e nevoie să vorbim despre așa ceva. Aia e o chestie foarte sexuală, da. Rămâne de văzut. Deocamdată, transformare. Hai, mă, dăm o carte? Nu, hai să lăsăm așa, că am vorbit destul. Hai să începem metalarea, mai e la... Hai, iar vorbesc mult. Cui mi-i place să nu asculte? Vă rog frumos, asculte cei care au răbdare, cei care au încredere, cei care vor să asculte. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară. Am și o fecioară pe... ca și aspect progresiv. Progresiv, pentru cine știe astrologie, suficient de bine ca să înțeleagă ce înseamnă progresiile. În fine. Hai, odată, decembrie 2022, de două ori, fecioare și feciori. De trei ori și te în cărțile.
Ah, ce frumos! Dragoste, dreptate! Wow! Wow, justiție, împărăteasă! Vai, ce frumos! Începe, intrați în manifestare. Învățați să manifestați, manifestați în alte dimensiuni. Luați exemplu de la artist, orice artist ar fi, cântăreț, actor, pictor, scriitor, nu contează, poet, tot aia. Scriitor, poet. Artiștii încep manifestarea în acest plan, acolo, în gând, în hârtie, în sunete, în alte dimensiuni și apoi o manifestă, da? Vedeți? Încep acolo, apoi se manifestă transformarea. Deci s-au proiectat acolo cu nouă, apoi se eliberează, practic, se eliberează de lucrurile, emoțiile, persoanele, situațiile nesatisfăcătoare și își urmează intuiția. Cu alte cuvinte, începe o nouă călătorie. Călătoria vieții. În echilibru, în frumusețe, în abundență, în dreptate. Unii dintre voi trebuie așteaptă. Dar cred că unii dintre voi nu mai așteptați, pentru că am senzația că acest personaj e pregătit, lasă doi de bâte, o relație în urmă și e pregătit să manifeste ceva nou. Ceva nou, cu alte cuvinte, o relație echilibrată, o viață echilibrată în iubire, în compasiune, iubirea, compasiune merg mână în mână, dreptatea, respectul cu iubirea iar merg. Nu poți să iubești pe cineva fără să respecti. Nu poți să iubești pe cineva fără să fii corect. Înțelegeți multe lucruri. Dar, ia ce am tras eu cu coada ochiului, hai. Odată, decembrie 2022. Da? Trecut. Trebuie să verificăm 7 de cupe, opțiuni, confuzii, măști, iluzii. Dar le-ați lăsat în urmă, drăguț. Sau ați început de ceva timp, 6 de spade, ca să mergeți către oameni care, ia uite, vedeți ce frumos, măi, dar vedeți ce văd și eu. Da, multe opțiuni. Unii dintre voi ați avut opțiuni. Dar cu cât sunt mai multe opțiuni, cu cât sunt mai multe personaje, cu cât sunt mai multe suflete disponibile, cu atât aveți și mai multe confuzii și e mai greu de ales. Și am zis că ați intrat în transformare. Oameni care au avut măști și lăsați în spate, apele tulburi rămân în spate, confuziile, opțiunile astea, dragonul ăsta care v-a servit numai personaje ciudate. Apropo de strategie, viclenii și oameni care v-au mâncat. Cum era vorba asta românească? Ficații! Așa, îi lăsați în urmă. Și merge, 6 de spade merge către soare, dar în acest context, în ce constă soare? Către oameni care, nu neapărat că își pun sufletul pe tavă, sunt deschiși, mărturisesc ceea ce simt, nu au mască, vedeți, și-a ridicat vizorul, poți să îi privești în ochi și să vezi că nu au strategii, nu au motive secrete, poate să fie, normal trebuie să fie energia voastră, dacă aveți de-a face cu oameni sinceri, mă, cât poți să fii de strateg? Normal, omul sincer atrage tot oameni sinceri. De-aia în viitor vă veți întâlni cu sufletul pereche, pentru că ridicați masca. Sau poate cineva ridică masca, variază, vedeți că poate să fie și invers. În fine, masca, vizorul. Da. Calul, cineva e marcat, am văzut calul mai devreme, apare și aici, da, mai devreme, de lup, totem, totem, poate aveți tatuaje, totem, lup, cal, care apare de 2 ori. Șacalul tot un soi de. Mai la ce etalare e? Deocamdată arată fain. Hai să vedem. Mici clarificări. 7 de cupe, clarificăm în trecut 7 de cupe odată. 7 de cupe, 7 de băte a fost clarificată. A apărut înainte să tai. Nu știu, e o atitudine pasivă, defensivă. Oameni defensivi, oameni care nu s-au luptat,
N-au pus granițe personale, poate voi n-ați pus granițe personale fața opțiunilor și v-ați creat confuzii. Iar o chestiune acasă. Dar, mai vedem 6 de spade. Uf! Regele de monede. Regele de monede, taur, fecioară sau capricorn. Vreau să mai văd. Regele de monede n-are banii săi. Urmează să primească niște bani. Mesajul ăsta înseamnă foarte mult, apropo de strategii, de oameni cu interese ascunse. Poate voi ați avut interese financiare față de cineva. Poate alții au avut interese financiare față de voi. Nu știu, dar sper că ați lăsat această atitudine, da. Mai, eu zic că ați lăsat-o. O situație la distanță, o dragoste la distanță. Este o dragoste la distanță care, pentru că vorbim de trecut, inițial a fost dragostea, dar pe urmă a apărut suferința. Dar ați rezolvat problema asta într-un anumit fel, prin această eliberare, spun. Și unii dintre voi începe să mergeți către autenticitate, ce zisei mai devreme, regele de bâte, către manifestare și la, dați în urmă la trei de bâte. Spunea că vă regăsiți pasiunea, verticalitatea, direcția, uite și aici, o bâtă, o bâtă. Până acum, vedeți aici, aici n-a fost folosită. Energia corectă, inclusiv cea sexuală. Da, cavalerul de cupe. Iaca! Uite mă, împăratul. Iar un împărat în devenire. Și regele de cupe. Foarte multă energie masculină. Regi, regi și împărați. Și cavaler mai devreme. Energie masculină. Vă vindecați de niște influențe. Cavalerul de cupe, vă vindecați de niște influențe masculine. De un autoritarism al cuiva. Părinte, bunic, soț, profesor, șef. Pe de-o parte. Apoi. Aici este ce zicea mai devreme, când cineva este sincer, este deschis și își exprimă emoțiile, cum poți să mai fii strateg, cum poți să mai ascunzi, nu? Îi tratezi cu considerație, vine ca și cuvânt, considerație, cu alte cuvinte, dacă cineva este în miel cu voi, frumos ar fi să-i atacați, nu, îi luați în brațe, îi purtați, îi susțineți, poate să fie și invers, evident, exprimarea sau, eu știu, mesajul, dar aici este. Până la urmă, ați înțeles totuși că stabilitatea și echilibru îl găsiți în fața oamenilor care își arată fața, nu acolo, nu în preajma celor care își ascund intențiile. Sau în fața oamenilor pe care nu-i înțelegeți, nici voi nu veți reuși să fiți autentici. Băta va rămâne nefolosită, energia, potențialul va rămâne nefolosit. Pentru unii dintre voi am senzația că e o transformare, o schimbare și poate și deloc, dar nu musai deloc, pentru că 6 de spade înseamnă călătorie. Da, lăsați în urmă confuziile și ambiguitățile și lipsa granițelor, o viață fără granițe și fără direcție. Și încet, încet vă orientați către o energie stabilă. Și regele de monede și împăratul
reprezintă stabilitate și financiară, dar și profesională. Însă depinde cum o manifestați. Nu vreau să merg prea mult pe trecut. Hai să vedem prezentul. Trecutul, știți, vedeți cât rezonați, cum rezonați. Sunt frânturi de mesaje, pentru că viața e foarte complicată. Sunt frânturi, sunt trei cărți și încă trei, șase, ce poți să vorbești. Dar în continuare, prezentul. Cavalerul de monede vă reprezintă zodia fecioarei, alt cal. Bine că e cavaler, de-aia apare calul, dar... Uite, cupe, ce frumos! Ce zisei mai devreme? Ce frumos! Iar o carte foarte, foarte puternică. Vedeți, este o cupă neagră și una albă. Unul este pur, altul poate nu e chiar pur, hai să nu zic impur. Poate nu e tocmai, dar împreună, dacă comunicați în adevăr, dacă sunteți sinceri, deschiși, cum am zis mai devreme, vă găsiți echilibru și puteți să vă transformați. Să vedem. Și nouă de spade. Am mai apărut la o zodie. Nu mai știu la ce zodie, tot în această poziție. Hai să clarificăm. Uf, viitor arată bine. Interesant. Hot. Dar hai să clarificăm. Înainte să clarific, simt un mesaj. Aveți de ales unii dintre voi între două suflete. Iar între două prieteni, între două persoane destul de importante în viața voastră, dar fiecare vă asigură un anume tip de echilibru, însă numai o persoană e potrivită pentru voi. Nouă de spade, vă faceți griji. Sper că nu vă faceți prea multe griji. Dacă nu dormiți noaptea, luați și voi un pic cu ceva. Vă recomand ceai de valeriană. Nu valeriana, mai lavandă vreau să zic. Nu valeriana. Și valeriana e bună, dar nu ceai. Cantitate mică. Ceai de lavandă. Hai să vedem, clarificăm. Te sunt conflicte. Conflicte. Cineva influențează relația dintre voi și o persoană foarte dragă. Regina de cupe, persoană emoțională, care și emoțională și logică aduce multă vindecare, dar... Sunt invidioși în preajma voastră. Clarificăm cavalerul de monede. Deci să nu uităm că cineva renunță la strategii, la motive ascunse și începe să-și descopere autenticitatea. Că sunteți voi, că e persoana cu care aveți de-a face, variază de la un om. Dar o energie masculină, 28, da? Și tot a apărut masculin, masculin. Ia uite, minciunele. Mai... Apropo de strategii, trebuie schimbată. Schimbat stilul ăsta de viață sau? Să vorbiți într-un anume fel cu acești gen de oameni. Ca să-i chemați la autenticitate. Hai să vedem, cavalerul de monede, te rog frumos, odată. Uf! 7 de monede, nu m-a așteptat. 7 și cu 1, 8... Vreți să investiți într-o nouă viață. Unii dintre voi înseamnă investiție. Poate teren, grădină, eu știu ce, chestii. Să investiți, să munciți cu răbdare. Ambele cărți reprezintă muncă ordonată, asumată, în care nu așteptați nici validări rapide, nici reușite rapide. Știți că răbdarea pentru unii... Astea sunt cărți care reprezintă zodia fecioarei, varianta sa pozitivă. Știți că cu răbdarea trece marea. În fine. Aveți de transformat ceva în viața voastră. Însă... În acest context este o latură în prezent în care vă concentrați pe financiar, pentru că orice transformare vreți să aplicați în viața voastră
Este foarte important și aspectul financiar. Material, nu doar financiar, material. Ce posedați, ce reușite aveți, ce reușiți să construiți, ce reușiți să faceți cu mâinile voastre. Nu s-a aștepta să primiți, nu să... Știți? Aici e păcălalea unor relații. În fine. Mesaje pentru unii și alții. Doi de cupe. Clarificăm o dată. De două ori. De trei. Nu mă așteaptă să tai. Șapte de cupe. Ia să și tai. O, aici împărăteasa, mai. Și soarele. Femeia divină. Și regele de monede puteți să fiți voi. Mai ales dacă aveți și marcajul în zodia taure, dar... Soț, copil, mamă. Mama copiilor. Mesaj. Cineva visează la un suflet pereche cu care să fie împreună, cu care să aibă o relație stabilă, cu care să se bucure de fericire absolută, soarele, fericire absolută, trezire, da? Dar știți că trebuie să învățați șapte și cu doi, să învățați să vă iubiți pe voi înșivă, să munciți, să vă transformați ca să aveți parte de acest cuplu. Dar o să mai clarific, pentru că asta e un mesaj pentru unii. O să mai clarific. Hai să vedem nouă de spade. Dacă lăsați pe cineva în urmă, probabil că ei vor fi în gânduri. E problema lor. Sper că nu sunteți voi, pentru că dacă sunteți în gânduri, în stres, nu manifestați nimic pozitiv în viața voastră. Sfat! Nu fiți în stres! Hai, o dată, de două ori, nouă de spade, de trei ori. A zis că tai. Ia uite, conflicte mentale. Asul de monede. Da, vă stresați cu să începeți o nouă relație. Vreți o nouă relație cu cineva, clar. Am zis mai devreme. Vreți o nouă relație cu un personaj care vă oferă stabilitate. Am zis asta mai devreme când am vorbit despre împărat și cavalerul de cupe. Și vă stresați, nu vă mai stresați. Că dacă vă stresați, se întârzie manifestarea. Și vă zic ca și manifestor. Nu vă mai stresați. Acum și că am zis că trebuie 7 și cu 2, 9, să vă iubiți pe voi. Și vă să învățați să alegeți între multele opțiuni. Să alegeți persoanele care vă susțin în transformarea voastră, persoanele care vă dau echilibru. Și am zis, cineva vrea o relație cu un anumit personaj, bărbat, femeie. Poate vreți un nou job, vă stresați pentru un nou job, știți că trebuie să munciți, da? 8, 7 și cu 1, 8 înseamnă muncă, muncă, transformare și cu încă 1, 9 înseamnă independență, preîmpărăteasă. Așadar, dacă renunțați la un trecut, la niște chestiuni, voi știți la ce renunțați, știți că trebuie să vă găsiți un nou job, un nou contract, ceva, un proiect din care să faceți bani. Da, sunteți dispuși să munciți, cu răbdare, să investiți, la. Dar cum faceți? În primul rând, fără stres și fără confuzii. Hai să mai clarificăm 7 de cupe. Clarificăm 7 de cupe de 2 de cupe odată. Ce a sărit! 10 de monede invers. Ups! 10 de monede. Și împăratul. Noi pentru unii... Eu e eliberat de un contract. Pentru mine 10 de monede poate să fie ori un job, ori o căsnicie. Sau chiar familia din care veniți. Eu e eliberare, că am văzut freedom, autenticitate, ia uite, adevărul, transformare și freedom, ia uitați, eliberare. Uitați aici la cal. Eliberare. De niște constrângeri financiare, de niște... Poate aveți planete în leu, cred că ar fi interesant. Dacă aveți planete în leu, să ascultați și la leu. E o chestie acolo de eliberare de karmă familiară. Familială. Dar 10 de monede invers duce către 9. Aici este. Trebuie să alegeți independența. Cu oricine ați fi, sfatul meu, cu oricine ați fi, câți bani ați avea, câți bani ar avea persoana iubită, întotdeauna trebuie să fiți independenți financiar, să nu depindeți de nimeni. Nici de mama, nici de tata, nici de iubit, nici de iubită. Mai ales un bărbat să depindă de iubită foarte mare. Foarte mare. În fine. Aici este. Și apare împăratul iar. Și eliberarea de un
de situații care vă țin într-un stand-by, în indecizie, în dezechilibre emoționale, într-o karmă. Eliberarea de karmă, da? De indecizii, de confuzii, cum am văzut mai devreme, de conflicte. Dacă vă eliberează aceste lucruri, puteți să manifestați stabilitate. Și am început cu 4, dar sub forma feminină, fără autoritarismul și tirania specifică energiei masculine distorsionate, că posesorăm și șarcul și reiki. Cu alte cuvinte, nu trebuie să fiți încrâncenați, bărbați, femei, orice ați fi, ca să vă găsiți echilibru. Nu încrâncenarea, nu stresul, nu ambiția aia absurdă vă duce către stabilitate. Cât vindecarea de traume, de strategii, de iluzii, de confuzii și echilibru. Și colaborări, pentru că doi de cupe înseamnă și colaborare, și prietenie, nu doar iubire, nu doar suflete pereche. Poate să fie o colaborare. Trebuie să alegeți oameni cu care colaborați pozitiv, echilibrat. Clarificăm și 7 de monede. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Ia uite, doi de cupe, apropo de colaborare. Vreți să investiți într-o prietenie, într-o colaborare, repet, într-o iubire. Vai, soarele, o iubire care va aduce multă fericire. Dar, aici, iar am mai spus chestia asta și la alte etalări, o mai spun și la asta. Ca să atingeți, iau-te, soarele și începem cu soarele în suflet, da? 4, la pe care l-am văzut mai devreme. Ca să vă întâlniți, să fiți fericiți lângă oameni fericiți, trebuie să fiți și voi fericiți, nu? Voi cu voi înși vă. Copilul interior trebuie să se vindece. Aici este transformarea și lucru. E un lucru în grădina, în sufletul vostru. Înainte de toate, e un lucru în sufletul vostru. Și când veți investi în sufletul vostru și în vindecarea de traumele copilăriei, veți putea păși ca un ca adevărat cavaler sau eu știu ce vreți să fiți voi. Bărbați, femei, nu contează. Pe drumul către independență, stabilitate și, eu știu, noi începuturi. Noi cu asul de monede. Doi de cupe. Ce frumos! Uite, cavalerul de monede. Ia uite, cavalerul de monede, doi de cupe, cavalerul de monede. Se repetă. Și 4. Da, o relație stabilă. Și stabilă financiar, dar și pasiune comună, și interese comune, și echilibru, și complementaritate. Păi, ce frumos! Deci, ați văzut aici doi de cupe? Ia! Unde era ora? A, l-am pus. Nu uitați de doi de cupe pe care i-am văzut îmbrățișați, da? La After Tarot, în viitor. Cu alte cuvinte, dacă vreți să manifestați o relație stabilă, frumoasă și emoțională și fericire și tot ce mai vreți voi, nu fiți în stres. Eliberați-vă de stres. Obligatoriu. În viitor, asul de băte, passion, hot, pasiune. Ah, ce frumos! Ce dragoste, ce pasiune! Ah, nu știu dacă sunt mai și bani, și dragoste, și pas, și sex. Cam multe. Și regele de monede reapare. Wow! Și asumare. Că dacă vreți relație de lungă durată, apare și asumarea. Unii bărbați au parte. Cei care se transformă și își vindecă traumele copilăriei au parte de relația vieților. Asul de monede. Am mai fost așa și anul trecut și luna trecută. Mai. Ce frumos! Asul de bute, asul de cupe. Ce frumos! Și e sub ăsta, sub doi de cupe. Sub sufletele perechi, sub prietenie, sub colaborare. Și bătele sub soare. Deci dacă vă vindecați bătele. Bătele. Băta. Ei, pomul vieții. Iar am ascultat alchimie acum 2 zile despre pomul vieții. O să vorbesc în ianuarie. E nebunie. Este atât de profund de șocant.
Ce mai simt la acest... Da, asul de bâtă e falic, e sexy, e fierbinte, e cum vreți voi să fie, dar poate să fie și inspirație. Cum să vă vindecați, cum să vă asumați, cum să vă stabilizați, e și inspirație. Dar asta, repet, vine după ce investiți în sufletul vostru, în trezirea voastră. Și în ce sens? Vedeți ce frumos? Eu văd multe chestii. N-am eu timp să le spun pe toate. Aici personajul însămânțează, lucrează în grădina interioară. Aici deja sămânța face roade. Nu? Băi, și împăratul, regele de monede și împăratul, să nu te sfric. Și bărbații ăsta, mai ne. Iute ca gândul. Wow. Cineva o ia de la... Vai! Vai, ce nebunie! Mi-a trecut, dacă o să aveți parte de fericirea asta, riscați, investiți, creșteți financiar, profesional, vă refaceți puterile, autoritatea și vine și fericirea, femeia divină și bărbatul divin. Deși, frumos. Mai că nu, mă lungesc cu vorba și deja am vorbit cât 41 de minute, e nebunie ce aici. Dar, ia uite, doi de spade, iar trebuie să alegeți. Să investiți în voi, iar 7 de monede. În creativitate, Și nu doar să investiți și să munciți, să fiți și creativi. Eventual cineva vă inspiră, o regină de bâte. În ce sens, regină de bâte? O persoană pasională, creativă, care are încredere în sine și în capacitățile sale, vă inspiră. Poate voi vreți să manifestați această latura voastră, posibil și asta. Dar, apropo, cu soare în suflet, da? Uite, cu soare, același personaj. Manifestați această energie sau această femeie sau această variantă a voastră, dacă sunteți doamne. Eu așa văd. Vă vindecați de abandon, de frica de abandon. Și unii dintre voi începe să credeți. Apropo de schimbare, să credeți în capacitățile voastre de manifestare. Magicianul. Magicianul ce face? Am văzut artistul mai devreme. Își creează viața conform, tot apare 7 de cupe, visurilor sale. Nu e o chestie de strategie, apropo, interesant cum vine mesajul, e o chestie de autenticitate și de creativitate. Fericirea și stabilitatea, repet, nu o face, nu o creăm prin, nu o creăm, nu o manifestăm prin strategii logice, prin încrâncenări, prin lupte, ci prin creativitate, prin vindecare. Și prin puterea de a folosi cuvântul, că tot a venit I love you, parcă la voi a venit, da? I love you. Cuvântul, cuvintele puternice care creează. Băi, ce talare mai frumoasă! Hai mă, Ela, iar vorbești mult. Asul de bâte, o dată, de 2 ori, de 3 ori. Vă întoarceți către sufletul vostru pereche. Dacă a stat prea mult unii cu prietenii, cu oamenii care nu v-au satisfăcut, vă întoarceți privirea către sufletul pereche. 5 de cupe. Evident că poate să fie și invers, sau sufletul pereche se întoarce către voi, vedeți? Și descoperiți că aveți pasiune sau redescoperiți pasiunea după o perioadă de doliu, de regrete. Vă reîntoarceți. Eu un soi de reîntoarcere. Asul de monede, uite ce frumos. Și colaborați împreună și vă eliberați de blocaje, de blocaje mentale, de stres. Ia uite. Asul de cupe. Mă, ce frumos e la sunia fecioare. A apărut luna și la leon în aceeași poziție. Dar vă vindecați, ia uite, de frici, de niște chestiuni care țin de influențele materne. De frica de abandon,
De frica de sărăcie. Vă vindecați de niște falși prieteni? Trecut. Și? O să mai vede. Hai să clarific. Mai dăm o carte și pe lună. Clarifică luna odată. Ah. Mare preot, bine! Mare preot! E o iubire care poate e un pic secretă. Un pic secretă. Dacă aveți o iubire un pic secretă, veți reuși să manifestați stabilitate în acel context. Acum, stabilitatea asta variază. La unii se manifestă prin întâlnire în fața preotului. La alții poate să fie altfel. Dar, ia uite, 6 de cupe. Un suflet de pereche. Regele de monede, clarificăm regele de monede în viitor. De 2. De 3. Ia. Dacă ați muncit, dacă munciți, veți ajunge la stabilitate. Regina de spade. Iar cuvântul care transformă, care manifestă. Dar. Mai dăm o carte pe regina de spade. O dată. De două ori. De trei ori. E o chestiune care ține de contracte. Că am văzut balanța. Și cavalerul de cupe. Ne dăm o carte. O dată. De două ori. De trei ori. Da, mergeți către destinul vostru. Cavalerul și valetul. Aha. Cavalerul și valetul. Două cupe față în față. Trebuie să comunicați. În momentul, pentru unii dintre voi așteptați să aveți finanțele bine puse la punct ca să comunicați, să aduceți transformare între voi și sufletul vostru pereche, că aici sunt două cupe. Voi și sufletul vostru pereche. Dar cred că așteptați, știți că trebuie să munciți și să, da, să așteptați până ajungeți la o poziție financiară, profesională pentru unii dintre voi, nu pentru toți. Acum, cu alte cuvinte, nu puteți să exprimați, am zis, e o dragoste un pic secretă pentru unii. Până nu sunteți cu picioarele pe pământ, că vorbim de semn de pământ, nu puteți să împărtășiți cuiva ceea ce simțiți. E bine, e problema voastră, părerea voastră. E dreptul vostru să acționați cum vreți. Însă, trei ași. Deja este copleșitor de frumos. Hai să vedem. Ceva că am vorbit chiar foarte mult și mai am și alte lucruri de făcut, chiar dacă e târziu. Mesaje pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară, decembrie 2022, aproximativ decembrie, știu că o fi și un pic ianuarie. Ia, cereți ajutorul. 14, interesant, 14, ca să vă vindecați de ce ați zis mai devreme. Vedem o carte. Asta a apărut și la Leu, poate aveți planete în zodia Leului, da? Vedeți că așa acolo era destul de grea etalarea. Mesaje pentru fecioare și feciori. Soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară. Mesaje. Mea. Haide.
sunt multe. Dar trebuie să alegeți dragostea. Am văzut, alege choose love. Am mâinile micuțe, ideea, nu pot eu să amestec cărțile astea. Ia uite, fiți autentic! Autenticitate. Măi, trebuie să învățați să fiți autentici unii dintre voi și să învățați să primiți dragoste și a primește cu dragoste și apreciere. Și atunci veți reuși să manifestați cuplul ăla, fericirea frumoasă, fericire frumoasă, Doamne, ce zisei și eu. Ia uite, da, timp de calitate, petreceți timp de calitate împreună. Ascultați, asta la părul la auză, de la rac, cred că. Ascultați și vorbiți cu celălalt, unul cu celălalt. 4 și cu 6, 10, 1, manifestare, magicianul. Sunteți puternici, trebuie să rămâneți amabili, dar cum am zis mai devreme, decât cu atâtea opțiuni care vă creează confuzii și oameni care au măști, stați, exact ce am zis mai devreme, stați de vorbă cu oameni care sunt deschiși, care vorbesc despre ceea ce simt, ce gândesc, care au ce povesti. Pentru că apăruse și 44, iar un număr simetric și 33. Cu alte cuvinte, încercați să vă oglindiți. Dacă sunteți în preajma oamenilor, sincer, puteți să fiți sinceri și voi. Dacă oamenii povestesc despre experiențele lor, povestiți și voi. Și uite, așa se transformă relația, vă transformați și voi. În fine. Da. Așa, și sfătuleț? Un sfătuleț. Măcar unul. Sfătulesc pentru Fecioare, Soare, Lună, Venus, Ascendent, nodul nord în Fecioare, decembrie 2022. Sfătulețe. Nu sfătulez. Cum să le fie mai ușor în manifestările pe care vor să le ia ca așa asta? Faceți un pic de pace în minte, un pic de curățenie mentală, apropo de nou de spade, despre ce ați zis mai devreme. Dacă vreți să manifestați noi începuturi financiare, sentimentale, pasionale, de orice natură, măi, luați-mă un ceai de lavandă, că tot avem culoarea lavandei aici. Luați un ceai de lavandă, calmați-vă, dormiți, faceți meditație. Ia uite. Și rămâneți deschiși la schimbare, exact ce am zis mai devreme. Mai dăm o carte. Fecioare și feciori. Sfătulețe. Asmute. Da. Conectați-vă la divinitate. Pești. Opoziția voastră. Foarte necesară. Fiți real, autentici, dar și luminați-vă. Apropo de soare. Și cum să vă luminați? Cum să ieșiți din umbră dacă nu vindecându-vă? Copilul interior. Traumele copilărie. Da, încă sunteți unii dintre voi, nu sunteți în echilibru, a venit cartea invers. Și nu arătați chestia asta. Nu arătați că sunteți într-un mic dezechilibru, dar... Da, în fine, sper că să vă fie de ajutor. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao, ciao!